Slăvit să fie Domnul, care ne-a dat mântuirea în dar. Și declarăm acest lucru cu tărie, pentru că El, știm cu siguranță, domnește în viețile noastre. De aceea suntem în dimineața aceasta în casa lui Dumnezeu, convinși de această mare realitate din viața noastră a fiecăruia. Dumnezeu este în mijlocul adunării poporului Său și de aceea credem din toată inima că El domnește și în viețile noastre. Uitați ce spune psalmistul omului Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru, căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. Acesta este Dumnezeul nostru. Dați Domnului slavă, spunea Moise, încă din vechime. Dați Domnului slavă pentru numele Lui. Închinați-vă înaintea Lui cu podoabe sfinte. Să aducem o închinare plăcută Domnului cu evlavie și cu frică, spune scriitorul epistolei către evrei. De aceea, în dimineața aceasta, suntem înaintea lui Dumnezeu și vrem să ne rugăm. Și poate ne întrebăm, pentru ce să ne rugăm iarăși? Și iarăși frații ne dau îndemnul și ne spun pentru ce să ne rugăm. Noi toți știm pentru ce să ne rugăm și de ce avem nevoie. Cred însă că este bine atunci când suntem împreună să primim în inimile noastre sfaturile care ni le dau frații, îndemnurile, ca să putem să ne rugăm cu toții pentru aceleași scopuri, pentru aceleași dorințe. Avem multe motive cu care să venim înaintea lui Dumnezeu, însă în dimineața aceasta aș vrea să vă îndrept gândurile spre câteva din lucrurile pe care Solomon le-a avut în vedere atunci când trebuia să se roage poporul înaintea Domnului. Uitați ce spune Solomon în cunoscutul capitol 8 din cartea 1 Împărați. Pentru casa lui Dumnezeu să ne rugăm. De ce pentru casa lui Dumnezeu? Pentru că aici este numele Domnului, peste casa aceasta este numele Domnului. Frații mei, toate lucrările în această lume se fac în numele Domnului. Domnul Iisus chiar însuși a venit în numele Domnului, a venit din cerul, El n-a făcut nimic de la El. Tot ce a văzut la Tatăl a făcut Domnul. Noi suntem botezați în numele Domnului. Noi credem în vindecare în numele Domnului. Noi avem eliberare în numele Domnului. Noi avem mântuire în numele Domnului. De aceea, pentru casa lui Dumnezeu și pentru poporul Domnului care este adunat înaintea Lui. Pentru cei ce păcătuiesc, spune Solomon în versetul 31 din capitolul 8, să ne rugăm Domnului. Pentru cei ce păcătuiesc, oare este cineva care n-a păcătuit, care n-a greșit înaintea Domnului și în dimineața aceasta spune, eu pentru acest lucru nu trebuie să mă rog? Pentru ca Dumnezeu să vină în ajutorul celor apăsați de vrăjmași din cauza păcatului. Auziți, apăsați de vrăjmași din cauza păcatului și noi poate zicem de atâtea ori, Doamne, atâtea apăsări avem. De ce? Din cauza vrăjmașului. Cine este vrăjmașul nostru? Este diavolul. Pentru ca să-i ajute să se teamă de Domnul, spunea Solomon, auziți? Să ne ajute Dumnezeu să ne temem de Domnul. Uneori credem noi, asta de la noi vine. Să ne ajute Dumnezeu să ne temem de Domnul. Să nu fim lipsiți de mustrarea de conștiință, de cugetul care ne condamnă în atâtea situații. Să nu fim lipsiți de aceasta, pentru că dacă nu ai mustrare de conștiință și cugetul nu te îndeamnă să te rogi în dimineața aceasta, este ceva wrong în viața noastră. Trebuie să rugăm pe Domnul, Doamne, nu ne lăsa să fim lipsiți de mustrarea de conștiință, de mustrarea cugetului, spune Solomon în rugăciunea lui către Dumnezeu și spune, când vor păcătui împotriva Domnului, să fie iertați, îndeamnă Solomon poporul, să ne rugăm să nu cădem în ispită, Domnul Iisus spune ucenicilor, rugați-vă să nu cădeți în ispită. De ce să ne rugăm așa? Uitați, pentru ca toate popoarele pământului, spune tot Solomon, pentru ca toate popoarele pământului să poată cunoaște că Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Pentru că El este vrednic. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda, scrie Ioan în Apocalipsa, capitolul 5, versetul 12. Să știți că Dumnezeu răspunde întotdeauna rugăciunilor noastre. Răspunsul lui Dumnezeu este întotdeauna pentru poporul Lui. Poate să fie un răspuns da, pozitiv, poate să fie nu la cererile noastre și poate să fie un mai așteaptă, dar Dumnezeu răspunde. Lui Daniel îi spune, te-am auzit din prima clipă când te-ai închinat mie, dar
N-am venit la tine pentru că am fost împiedicat. Dumnezeu ascultă. Sunt unele situații în care Dumnezeu vede că nu este momentul ca să ne răspundă la rugăciunile noastre și uneori ne răspunde cu nu, pentru că, spune Apostolul Iacob, cerem cu gând rău, poate să risipim în plăcerile noastre și asta este un gând rău. Dar, frații mei, ca să ne asculte Dumnezeu rugăciunile, trebuie să rugăm pe El, în primul rând, în această primă rugăciune, Dumnezeu să înlăture toate barierele care stau între noi și Dumnezeu, care ne-ar putea împiedica să fim ascultați în rugăciunea noastră. Și barierele acestea pot fi păcate nemărturisite, avem ocazia să le mărturisim acum, conflicte nerezolvate, lipsă de compasiune, de milă față de cei ce au nevoie de mila noastră, poate egoismul, poate neiertarea, poate lipsa dragostei în familie. Apostolul Petru vorbește în capitolul 3, întâia sa epistolă, versetul 7. Sunt situații în care lipsește această dragoste chiar în familie, să nu mai vorbesc de dragostea dintre frați. Poate este zgârcenie, poate este mândrie, poate este vorbire de rău, poate este bârfă și lista poate continua. În statutul bisericii noastre avem o listă de vreo 90 de situații pe care diavolul le poate folosi să blocheze accesul nostru la tronul lui Dumnezeu. Haideți în această primă rugăciune, așa cum stăm înaintea Domnului, să-L rugăm pe El să ne facă una pe toți, să înlăture toate barierele din calea noastră ca să ne poată primi Dumnezeu în cer, la tronul lui Dumnezeu, în numele Domnului Iisus Hristos, așa cum spuneam. Pentru că numai în numele Domnului Iisus Hristos avem acces la tronul de har și de îndurare din cer. Și Domnul să ne asculte pe toți. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului. Amin, vă invit respectuos să reocupați locurile. Vom cânta Domnului și aș dori din toată inima să cântăm cu toată inima Domnului, că El merită laudele noastre, merită închinarea noastră. Astăzi avem așa o mare sărbătoare,
în biserică, stăm din nou la masă cu Domnul. Și este cel mai mare privilegiu pe care un credincios, un copil răscumpărat de Dumnezeu încă de pe pământ, să stea la masă cu Domnul. Vom sta o veșnicie în împărăția lui Dumnezeu, dar să ai privilegiu încă de pe pământ, prin credință, noi credem din toată inima că vom sta astăzi la masă cu Domnul și împărtăși unii cu alții în numele Domnului și Domnul să privească spre noi cu îndurare. Amin. Și poate fi la lumea, tu ții cu rabia mea.
continuăm să ne rugăm Domnului. Următoarea rugăciune am vrea să fie o rugăciune de mijlocire, adică să ne interpunem între cei care au probleme și Domnul nostru care trebuie să asculte. Între noi și Dumnezeu, între noi toți și Dumnezeu, mijlocitor este Iisus Hristos. Dar de atâtea ori și noi suntem provocați să fim mijlocitori între frații noștri și Hristos. Ce înseamnă rugăciunea de mijlocire? Am fost întrebat de câteva ori despre aceasta și cred că cel mai frumos pasaj biblic care explică lucrul acesta este Psalmul 20, un psalm foarte cunoscut de fiecare din noi. Iată ce spune psalmul acesta: să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt, să te sprijinească din Sion, să-și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot, să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească toate planurile tale. Vedeți? În toate aceste pasaje, din versetele citite, nicăieri nu vorbește despre problema mea personală, totdeauna se adresează despre problema ta. Cam așa ar trebui să facem noi atunci când ne rugăm Domnului într-o rugăciune de mijlocire. Totdeauna să ne uităm doar la problemele celui din fața noastră și nu la problemele noastre. Prima problemă care o observă aici psalmistul este ca Domnul să te asculte în ziua necazului. Necazuri vin peste oameni, vin necazuri din atâtea motive. Necazuri vin când se îmbolnăvesc, necazuri vin când li se duc ce au, proprietăți, suport material, financiar, suportul vieții dacă vreți. Probleme sunt și necazuri atunci când în familie poate să existe o destabilizare, atunci când nu se înțeleg, când n-ascultă copiii de părinți sau când cei doi soți nu se înțeleg, sunt necazuri. Și sigur, lista ar putea continua. Atunci când mă rog pentru tine sau te rogi pentru mine, trebuie să văd necazurile tale și să am dorința ca Dumnezeu să răspundă, să răspundă și să te asculte în ziua necazului. Al doilea lucru, avem nevoie de ocrotire, spunea psalmistul, că dacă Domnul nu păzește o cetate, degeaba se luptă cei ce o păzesc. Și dacă Domnul nu zidește o casă, degeaba se luptă cei ce o zidesc. Noi avem nevoie de ocrotirea lui Dumnezeu, toți, fără excepție. Dar atunci când privesc problemele tale, eu trebuie să doresc ocrotirea lui Dumnezeu peste tine. Doamne, ajută-ne să ne rugăm cu gândul acesta, ba mai mult, să-ți trimită ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion. Vedeți că este important și venirea la casa lui Dumnezeu? Totdeauna când Biblia vorbește despre Sion și despre locașul lui cel sfânt, pe lângă cerurile preanalte ale lui Dumnezeu, vorbește despre locul de închinare, unde Dumnezeu se prezintă, unde Dumnezeu îl numește casa lui. Și mai ales spunea Domnul Iisus, casa tatălui meu, redând citate din Vechiul Testament, se va numi o casă de rugăciune pentru toate vremurile sau viacurile. Locul acesta, spunea psalmistul în psalmul 133, că aici dă Dumnezeu binecuvântarea și viața pentru veșnicie. E important să fie frați împreună, dar vă închipuiți cât de important este când frați împreună se roagă pentru problema ta, pentru ocrotirea ta, pentru ajutorul tău. Pentru că ne dăm seama, eu și dumneavoastră, de atâtea ori că suntem slabi și nu putem învinge, avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Sigur, ca să putem învinge o forță mai mare decât noi, avem nevoie de forța mai mare decât forța cea care ne învinge pe noi.
Satan de atâtea ori ne-ar birui, n-am rezistat ispitelor. Poate am fi totdeauna falimentari, dar peste puterea celui rău e puterea lui Dumnezeu care vine în ajutorul nostru și ne ocrotește. Și dacă biruim, biruim pentru că El ne ocrotește și ne sprijinește și ne trimite ajutorul Lui. Este nevoie ca Dumnezeu să-ți trimită și să-mi trimită ajutorul Lui. Mai mult decât atât, cuprinde în aceasta toate problemele, să-ți dea ce-ți dorește inima și să-ți împlinească planurile tale. Sigur că atunci când ne rugăm pentru problemele cuiva, nu ne rugăm doar pentru boala lui, pentru tot ce aparține de deficiențe, de nevoi, ca să acoperă Dumnezeu prin ajutorul lui și prin îndurarea lui toate nevoile acelei ființe. Dar mai există ceva, când ne rugăm pentru alții într-o rugăciune de mijlocire, să nu ne uităm dacă știm ceva ce a făcut el rău. Vedeți cum se roagă psalmistul, să-și aducă aminte de darurile tale de mâncare și să primească arderile tale de tot. Când ne rugăm pentru cineva, nu vă uitați la slăbiciunile lui, nu căutați motivații de ce a ajuns acolo. Rugați-L pe Dumnezeu, Doamne, adu-ți aminte de ce a făcut bine fratele. Pentru că nu există om care să nu facă și bine și câteodată și rău. Dacă ți-aduce aminte de rău atunci când vrei să te rogi pentru el, înseamnă că rugăciunea aceea nu poate fi ascultată. Înseamnă nu o rugăciune de mijlocire, ci înseamnă o acuzare. Și noi nu trebuie să facem așa. Când ne rugăm pentru problemele cuiva, adu-ți aminte de ce a făcut bine. Și roagă-L pe Dumnezeu, pentru că orice om este supus slăbiciunilor, roagă-L pe Dumnezeu, Doamne, adu-ți aminte de ce a făcut fratele bine. Adu-ți aminte că undeva, cândva, a lucrat pentru tine, a făcut ceva pentru tine, a făcut o binefacere. Sigur, nu sunt motivații care să ne îndreptățească înaintea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu vrea să ne sfătuiască pe noi că atunci când ne rugăm pentru cineva, așa cum face El, elimină răul și privește binele. Doamne, ajută-ne cu această atitudine să ne rugăm. Dar nu numai atât. După succesul în rugăciune, după ascultarea rugăciunii, care este atitudinea noastră? A doua atitudine, pe lângă faptul că ne rugăm pentru cineva fără să ne gândim la ce a făcut vreodată rău, ci doar bine, a doua atitudine, la răspunsul rugăciunii ne bucurăm. Doamne, răspunde rugăciunilor noastre, ca toți să ne putem bucura. Amen. Și spunea psalmistul atunci, voi flutura steagul în numele Dumnezeului nostru, atunci ne vom bucura de biruința ta, de succesul tău. Dacă ne rugăm pentru frați, pentru binecuvântări, pentru ca Dumnezeu să asculte și să rezolve anumite probleme, care este atitudinea noastră când Dumnezeu îl binecuvintează? Este invidie sau este bucurie? Păi dacă ne-am rugat sincer ca Dumnezeu să-l binecuvinteze și Dumnezeu ascultă rugăciunea, înseamnă că trebuie să ne bucurăm că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Nu ne-am rugat pentru ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele sau pe sora? Așa a făcut Dumnezeu și a ascultat rugăciunea și apoi noi trebuie să avem o atitudine de bucurie. Doamne, ajută-ne să avem și atitudini de genul acesta. Să ne bucurăm când Dumnezeu ne ascultă rugăciunile, când Dumnezeu rezolvă problemele fraților cu care ei vin înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii, să avem o atitudine de bucurie. Dar rugăciunea de mijlocire are consecințe și asupra mea dacă mijlocesc pentru cineva. Psalmistul continuă spunând, știu de acum că Domnul scapă pe unsul său. David era unsul lui Dumnezeu, el face psalmul acesta. De ce îl scapă? Că nu s-a rugat pentru el. N-a menționat nici măcar un cuvânt, nici măcar o propoziție despre el și să zică cel puțin, Doamne, ai milă și de mine.
De ce știa că Domnul îl scapă? Și nu numai atât, spunea el, avea și convingerea aceasta și îi va răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Doamne, ce lucrare minunată faci Tu, Doamne! Adică te rogi pentru altul și te rogi pentru binecuvântarea lui și Domnul te binecuvintează și pe tine. Te rogi pentru ca Dumnezeu să rezolve problemele fraților și Dumnezeu rezolvă și problemele tale. Te rogi și te bucuri atunci când Dumnezeu ascultă rugăciunea pentru cel pentru care te rogi, dar în același timp Dumnezeu răspunde și rugăciunilor tale pentru tine și pentru nevoile tale personale. Doamne, ajută-ne să mijlocim totdeauna ca Tu să ne binecuvintezi și pe noi. În dimineața aceasta avem câteva probleme pentru care trebuie să ne rugăm. Sora Jenny este în spital. Ne rugăm Domnului să se îndure, Domnul, de ea. De mult timp n-a fost printre noi. Bătrânețea, neputința, problemele vieții cu care se confruntă acum, probabil în ultima perioadă a vieții ei. Dorim ca Dumnezeu să o întărească, să o sprijinească și să rămână încredințată în Dumnezeu, că fie aici, fie dincolo, cu Dumnezeu este fericire și viață veșnică, biruință și bine. Dumnezeu să se îndure de ea. Ne rugăm pentru familia Bădiță. Miercuri seara aminteam aici cu durere că unul din fiii lui, cel mai mic, de 19 ani, a avut un accident de mașină, a fost sufocat în timp ce se uita sub mașină, venindu-i roata pe gât, dar acum trebuie să anunțăm și mai trist, el a decedat. La doar 19 ani, tinerilor. La 19 ani, dintr-un copil sănătos, un copil plin de viață, un copil care mergea pe drum cu mașina și își efectua activitățile zilnice, la un moment dat, într-o singură clipă, a venit necazul care a adus moarte. Nimeni nu este scutit. Nu contează vârsta. De aceea v-aș îndemna în timp ce ne rugăm pentru familia rămasă în durere. E o durere să-ți pierzi un copil la 19 ani. E durere pentru frații lui. Ben a plecat în țară să fie parte la durerea familiei. Domnul să se îndure de ei și să-i binecuvinteze, să-i mângâie în necazul acesta prin care trece. Dar rugându-ne pentru ei, să ne dăm seama că nici noi n-avem nicio garanție a zilei de mâine. Astăzi trebuie să ne pocăim. Astăzi trebuie să luăm decizii sfinte. Astăzi trebuie să ne rezolvăm problema cu Dumnezeu, pentru că mâine nu știm dacă o mai avem. Dacă o avem, slăviți să fie Domnul. Domnul va purta grija și zilei de mâine. Dar mântuirea va trebui și mâine să ne gândim cu aceeași seriozitate la ea, ca și când ar fi ultima zi. Domnul să ne ajute să ne împăcăm cu El. Avem pe fratele Rică Buciu. Fratele Rică a fost amintit duminica trecută că se va reîntoarce în Brisbane, este printre noi. Miercuri seara vorbeam despre intervenția chirurgicală care a suferit-o aici în Perth. Acum mulțumește bisericii că este între noi. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Sigur, mai are probleme de sănătate. Domnul să continue lucrarea ce a început-o și să-l vindece pe deplin. Amin. Domnul poate face lucrul acesta. Ne rugăm pentru sora Lorena Oancea, care și ea a avut fractura de picior tot săptămâna aceasta care a trecut în Brisbane. A avut operație, are câteva șuruburi în picior, mâine sau poimâine, nu știu exact, cred că mâine, va trebui să se reîntoarcă în România. În condițiile în care este, dorim ca Dumnezeu să se îndure de ea, să o vindece, să-i ușureze durerile
și experiența tristă prin care a trecut o să o conducă spre bine, spre împlinire sufletească, spre o relație mai bună cu Dumnezeu. Dumnezeu să se îndure de ea. Ne rugăm pentru sora Adriana Olaru. O vedem tot mai rar printre noi. Știți că sora Adriana a fost diagnosticată cu cancer. Dorim ca Dumnezeu să lucreze și să vindece. Amin. Niciodată pentru Dumnezeu nu este prea târziu. Nu este prea târziu. Într-o zi s-a dus la casa lui Lazar, chemat acolo ca să-l vindece, dar pe când a ajuns era mort de 4 zile. Pentru Domnul n-a fost prea târziu. Pentru Maria și Marta, surorile lui, a fost prea târziu, așa au văzut ele. Dacă ai fi fost aici înainte, lucrurile ar fi stat altfel, dar acum e mort de 4 zile. Pentru Domnul Iisus n-a fost prea târziu. Într-o zi o văduvă își ducea singurul ei fiu la mormânt, cu un corteciu care îi plângea în urmă. Cu o inimă de mamă distrusă, rămasă și văduvă și fără fiu, dar s-a întâlnit cu Iisus. Pentru el n-a fost prea târziu. El s-a atins de raclă, de sicriu și mortul a ieșit viu afară. Domnul poate face lucrări mari și minunate. S-a dus în casa lui Iair. Toți au râs de el când a ajuns și a spus că numai o trezește, că ea doarme. Toți știau că fetița e moartă. Domnul Iisus știa mai mult decât ei. Pentru el n-a fost prea târziu. Pentru solii trimiși, da, a fost prea târziu. A zis, nu mai năcăși pe învățătorul. Fetița a murit. Dar pentru Iisus n-a fost prea târziu. Doamne, ajută-ne să avem credința aceasta, că pentru Dumnezeu nu este niciodată prea târziu. El când vrea să ne rezolve problemele, ni le rezolvă. Haideți să credem că și în dimineața aceasta Dumnezeu poate răspunde problemelor noastre, rugăciunilor noastre. Ne rugăm pentru fratele Traian Știube. Domnul să se îndure și de el. Domnul să-i mai redea încă o dată sănătatea, așa cum a făcut-o, el o poate face în fiecare zi. De altfel, nouă tuturor, Dumnezeu ne dă sănătate în fiecare zi. Când ne sculăm din așternutul nostru, mișcăm mâini, picioare, cap, ochi, încercăm anumite mișcări și mulțumim Domnului care ne-a ridicat din așternutul nostru cu sănătate. Dumnezeu poate face lucrul acesta. Dumnezeu să se îndure de noi. Sigur, pe lângă problemele acestea de boală, amintim și alte probleme, chiar dacă nu avem cunoștință de ele, cel puțin pentru aceste persoane care le-am amintit înaintea Domnului, ne rugăm ca Dumnezeu să le dea biruință. Nu e suficient să ne rugăm doar să le dea sănătate, poate sunt descurajați în necazurile lor, în bolile lor, au nevoie și de sprijinul lui Dumnezeu. Cine are nevoie de sprijin? Cine alunecă? Cine nu se poate ridica de jos? Cine nu poate trece de un anumit punct? Are nevoie de ajutor? Domnul să le dea ajutorul. Domnul să-i ocrotească. Domnul să-i păzească. Și Domnul să-i binecuvinteze. Pentru aceste motive, vă invit să ne plecăm pe genunchi. Ne vom ruga Domnului și Domnul să ne asculte. Apoi, ridicându-ne, vom cânta din nou pentru slava Domnului de pe bănci.
Spunem cu toți ca slăvit și mărit să fie Dumnezeu. Amin. Domnul nostru Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt în veci. Amin. Amin. Îmi revine
datoria în dimineața aceasta la ora de rugăciune. Fratele Dumitru mi-a spus să pregătesc un îndemn pentru rugăciunea pentru familie. Avem un obicei și o socotesc că este de valoare și înaintea lui Dumnezeu și pentru noi, de a ne ruga pentru familiile din biserică și obișnuim să ne rugăm pentru 3 sau 4 familii. Ca Dumnezeu să se îndure în săptămâna care urmează de aceste familie și nu numai de ele, ci de toate familiile bisericii. Amin. În vremea în care trăim, familia este tot mai atacată din toate părțile. Numai recent, Germania este a 21-a sau a 22-a țară din lume care au legalizat căsătoria homosexualilor. Și aceasta dovedește că în lume oamenii se ridică, oamenii răi se ridică împotriva lui Dumnezeu. Politicienii de astăzi neglijează familia și pentru funcțiile pe care le au sunt stare să dea legi care sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Oameni care stau, politicieni care stau și spun nu este bine și la un moment dat spun că și-au schimbat ideea și dau voie să se petreacă lucrurile acestea. Spun lucrurile acestea pentru că cred că mulți dintre dumneavoastră nu suntem străini de ceea ce scrie Cuvântul lui Dumnezeu în Romani, în capitolul 1, unde se vorbește despre lucrurile acestea. S-au vorbit cu mai bine de 2000, aproape de 2000 de ani. Pavel vorbea despre lucrurile acestea, despre imoralitatea care este. Și este nevoie ca să ne rugăm pentru familie, pentru că valorile creștine sunt adevăratele valori care țin în lumea aceasta familia și familia trebuie să aibă un rol important și are un rol important în societatea de astăzi. Consider lucrul acesta pentru că avem nevoie să ne rugăm, pentru că nu suntem imuni nici noi care suntem creștini. Putem să spunem despre lucrurile acestea că și lucruri care se întâmplă în lume se întâmplă și în biserică. Dar am vrea ca să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru situația aceasta, ca Dumnezeu să binecuvânteze familiile din biserică. Ca să ne facă Dumnezeu să înțelegem valoarea pe care o avem ca soț și soție, ca părinți, ca copii, care cunoaștem pe Dumnezeu, că avem nevoie ca într-o lume păcătoasă în care trăim astăzi să strălucim ca niște stele, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, prin ceea ce facem, prin ceea ce vrem să stăm și să facem pentru ca familiile noastre să fie familii sănătoase. Familii sănătoase, biserică sănătoasă, frații mei. Sunt cazuri și se întâmplă de multe ori nenorociri în familie din pricina nevegherii și neascultării și poate a unor vorbe aruncate cu nepăsare, poate deși între familiile creștine, vorbe care nu ar trebui să se întâmple între soț și soție. Și vrăjmașul nu așteaptă decât un moment, pentru că el știe să meargă înaintea lui Dumnezeu și să-L întrebe: ai auzit pe cutare sau pe cutare ce a spus astăzi? Lasă-mă să fac ce a spus el. Vorbe între soț și soții care n-ar trebui să se întâmple. Aș vrea ca să fim conștienți de lucrurile acestea. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că și Dumnezeu pune în inima noastră conștiința aceea în care să știm că și valoarea noastră ca părinți, ca soț și ca soție, ea trebuie să fie păstrată, pentru că viața noastră este așa de scurtă pe pământul acesta și mai ales pentru că suntem creștini, pentru că credem în Dumnezeu, avem datoria să ne păstrăm, să ne purtăm unii pe alții în rugăciune, frații mei. Dacă știm familii în care sunt probleme, avem datoria să ne rugăm pentru familia aceea. Pentru că se aude la urechile noastre și la urechile dumneavoastră, se aude despre cutare sau despre cutare că nu s-ar înțelege bine. Ce trebuie să facem noi? Trebuie normal să ne rugăm în săptămâna aceasta pentru ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, să le dea binecuvântări, Dumnezeu să facă pentru ei, nu. Noi trebuie să ne rugăm pentru ca Dumnezeu să ne păstreze lângă El. Ca Dumnezeu să pune dragoste între soț și soție,
Între părinți și copii, copiii să știe să dea valoare părinților, părinții să știe să dea valoare copiilor, să știm cum să vorbim în fața copiilor noștri, copiii noștri să joacă poate și asculte vorbele pe care părinții le spun. Și poate sunt de multe ori întristați de vorbele care se întâmplă între soț și soție, între părinți. De aceea e nevoie ca să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru familiile din biserică, ca Dumnezeu să ne ocrotească. Amin. Dumnezeu să păzească familiile din biserică. Amin. Pentru că atunci, așa cum am spus înainte, dacă sunt familii sănătoase, este și o biserică sănătoasă, nu sunt probleme. Dar atunci când sunt probleme și familiile sunt destrămate și nu este pace în familie, aceasta se răsfrânge și asupra bisericii. De aceea consider că este nevoie să ne rugăm și să vorbim din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este păcat, să-i spunem păcat, să-i spunem pe nume. Iată cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să citesc doar câteva cuvinte, ceea ce spuneam înainte despre ceea ce se întâmplă în lumea aceasta și ceea ce fac politicienii. Și în Australia încă nu s-a întâmplat lucrul acesta. Cât va dura, nu știm, dar presiunile care se fac asupra primului ministru din țara noastră, de cei nelegiuiți, ca să aprobe legile acestea, ne rugăm Domnului și pentru țara aceasta, pentru Australia, ca Dumnezeu să se îndure de ea. Pentru că fericirea noastră depinde și de fericirea cetății în care noi trăim. Ne rugăm și pentru orașul Perth, ca Dumnezeu să binecuvânteze Perthul. Să binecuvânteze toate familiile, numai a românilor, ci a tuturor celor ce cred în Domnul. A tuturor acelor ce crede în Domnul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, așa cum spunea, scurt vreau să citesc din cuvântul lui Dumnezeu, din Romani, din capitolul 1. Și au schimbat slava lui Dumnezeu, versetul 23, nemuritorul într-o icoană care seamănă cu un om muritor, păsări dobitoace, patru picioare și teritoare. De aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăției și urmează poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor porniți cârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au aprins în poftelor unii pentru alții. Au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească, lucruri scârboase și au primit în ei însuși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu a lăsat în voirea minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclănie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de pornire răutăcioasă și înșoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obrajnici, trufași, lăudăroși, înăscocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu cu ceea ce fac asemenea lucruri, sunt vrenici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar găsesc de bun pe cei ce le fac. Spuneți dumneavoastră, nu este un adevăr scris aici, este cuvântul lui Dumnezeu. Cei care fac lucrurile acestea, oamenii mari, numai că le fac și sunt pe față, își spun valorile pe care le au și pe care vreau să le propage, și cei răi vrea să se ridice și se ridică, pentru că Dumnezeu își va împlini cuvântul Lui. Și poate noi de multe ori suntem supărați că se întâmplă lucrurile acestea, lucrurile acestea sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu va întrebânța El metodele prin care își va împlini cuvântul Lui. Spuneți, nu se întâmplă lucrurile acestea care spunea Pavel acum aproape 2000 de ani, nu se întâmplă astăzi? Este un adevăr. De aceea familia trebuie să aibă valoare. De aceea trebuie să ne rugăm pentru familiile din biserică. Nu numai pentru, cum am spus, să fie binecuvântată săptămâna. Ne rugăm pentru toate familiile din biserică. Ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să ne ține în dragostea Lui, pentru că pentru noi a murit Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și dacă nu veghem noi asupra vieții noastre, se poate întâmpla lucrurile acestea în familiile noastre. Dar dacă suntem vegători, dacă Dumnezeu trimite câte un semnal de alarmă, când Dumnezeu trimite un cuvânt și Dumnezeu trimite pe cineva și vrea să ne atenționeze, este spre binele nostru. Pentru că păcatul pândește, stă la ușă și pândește, dar noi trebuie să stăpânim, noi trebuie să știm că noi suntem copiii lui Dumnezeu.
Și noi avem valoare în ochii lui Dumnezeu, cântăm noi o cântare, fiecare din noi avem valoare în ochii lui Dumnezeu, de aceea trebuie să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și să stăm lângă Dumnezeu. Așa cum am spus, Hristos a murit pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Vrem să ne rugăm în săptămâna aceasta pentru cele trei familii pe care le avem de lista de rugăciune. Fratele Pușcaș, Ovidiu și Rebecca, Domnul să-i binecuvânteze pe ei și familia lor. Pe fratele Jeremy Riviș, Domnul să-l binecuvânteze pe tânărul Riviș, Dumnezeu să se îndure de el. Și apoi de familia fratelui Rus Petrică și sora Mariana, Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe ei. Îi purtăm pe ei în săptămâna aceasta în rugăciune, dar ne rugăm pentru toate familiile din biserică. Aș vrea doar să mai citesc din cuvântul lui Dumnezeu cu privire la ceea ce va urma programul nostru, care este cina Domnului, și Dumnezeu să ne binecuvânteze lucrul acesta. Spune tot un roman în capitolul 5, un lucru atât de frumos, versetul 6, căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi, prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu mai atât, dar ne bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, pe care am căpătat împăcarea, slăvit să fie Dumnezeu. Iată ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Ne-a împăcat. El ne-a dat valoare în viața noastră. Prin învățăturile pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat, ne-a învățat ce înseamnă familia. Ne-a învățat ce înseamnă copii. Ne-a învățat toate lucrurile acestea și acestea sunt valori pe care Dumnezeu le-a dat și Dumnezeu vrea să le ție până în ziua în veșnicie pentru biserica Lui. De aceea vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Ne rugăm pentru cele trei familii și nu uităm să ne rugăm dacă știți familii care au probleme și le știți și nu vreți să le spuneți la nimeni, dar le știți. Aduceți înaintea lui Dumnezeu, așa cum spunea și fratele Dumitru înainte, vorbea despre lucrurile acestea. Ne înțelegem de soț și soție. Dumnezeu poate să rezolve, Dumnezeu poate să intervină. Facem lucrul acesta și stăm înaintea lui Dumnezeu, după care și mulțumim Domnului pentru ora de rugăciune. Ne închinăm cu toți înaintea Domnului.
Slăviți să fie Domnul! Vă invit așa cum stăm să deschidem Sfintele Scripturi pentru textul care ne este în față și pentru cuvântul Domnului care l-a vestit prin fratele Ben în dimineața aceasta, să ne rugăm după ce voi citi textul din 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 17 în jos. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred, că trebuie să fie și partid dintre voi ca să iasă la ei lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește și își ia cina adusă de el înainte altuia, așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și împieți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, orice mănâncă pâinea aceasta sau bea din paharul Domnului, în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cercedeze, dar pe sine însăși, și așa să mănânce din pâinea aceasta, să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și își bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Așa cum stăm, ne rugăm cu toții Domnului pentru cuvântul acesta. Vă invit să reocupați locurile. Sora Adriana are o rugăminte și o dorință la
adunarea noastră, pe holul adunării, afară, aici este un tabel și sora roagă frați și surori care vor să postească pentru ea. Nu se simte bine? Și toți cei care au pe inimă să se scrie data când pot să iau o zi de post înaintea Domnului și Dumnezeu să lucreze în scopul acesta, să împlinească dorința, să asculte rugăciunile și să facă semne și minuni pentru cei care sunt bolnavi. Și noi credem că Domnul poate să facă lucrul acesta. Pentru început, corul și orchestra laudă pe Domnul cu prima cântare, apoi cu toții împreună laudăm pe Domnul cu o cântare în comun. În timpul cântării în comun, dăruim Domnului darurile noastre de bunăvoie pentru cine? De data aceasta avem o familie, familia Pienaru din Comloșul Mare, cu 6 copii, locuiesc într-o singură cameră neamenajată, ies într-un grajd. Probabil frații s-au apucat să le construiască o mică căsuță pe un pământ dat de primărie. Ne scrie fratele păstor și prezbiterul din comună, fratele Beniamin și fratele Petrică Dragoș, ca să punem umărul la această familie și să ajutăm cu cât Domnul va îngădui care să facă o casă. Are 6 copii și locuiește într-un grajd, e greu de crezut lucrul acesta. Dumnezeu să ne pună pe inimă să dăruim pentru cei care sunt în nevoie. Avem celelalte două cauze care sunt cunoscute de adunare și Dumnezeu să ne binecuvinteze. După ce corul și orchestra va lăuda pe Domnul cu o cântare în comun, cu o cântare împreună, cu toți lăudăm pe Domnul. Dacă mai este cineva care dorește să laude pe Domnul, să ne trimite un bilețel și fiecare va avea loc să laude pe Domnul. Amen. Astăzi pe noi.
Continuare, sora Flavia dorește să laude pe Domnul cu o cântare, apoi corul laude pe Domnul cu a doua cântare, apoi cu toții laudăm pe Domnul cu o cântare și după aceea Domnul să binecuvânteze fratele Ben care va vesti cuvântul Domnului. Thank you.
Cruce.
ești mereu.